Rospotrebnadzor examinează posibilitatea reluării livrărilor pe piața rusească a conservelor de fructe și legume produse în Republica Moldova, informează Ria Novosti. A fost inițiată cooperarea la nivel de experți cu privire la problema reluării exporturilor în Rusia a conservelor de fructe și legume din Republica Moldova, se spune într-un comunicat al Serviciului Federal Sanitar Rus Rospotrebnadzor. Precizăm că în iulie 2014 Federația Rusă a interzis importurile de conserve de fructe și legume din Republica Moldova. Sub embargo, atunci au ajuns patru companii pani moldovenești.